Bună seara, sunt Elena Ciolac și vă prezint emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Azi dimineață, șoferii care s-au deplasat prin centrul orașului Suruc au fost nevoiți să aștepte mult timp în ambuteiaj. Motivul a fost un accident rutier în care a fost implicat microbuzul de pe ruta Suruca-Iojnița. În jurul orei 9 dimineața, pe strada Ștefan cel Mare din Soroca, s-a produs un accident rutier. Șoferul microbuzului care aducea la oraș pasageri din satul Iojnița a pierdut controlul volanului și automobilul a intrat într-un copac de pe marginea străzii. Conducătorul microbuzului Mercedes Benz 308 a pierdut controlul asupra volanului și s-a tamponat într-un copac de pe marginea carosabilului. Care a fost motivul? Din neatenție. S-a uitat în spate sau într-o parte și când brusc a observat pe cel din față. Rezultatul accidentului rutier, două persoane s-au ales cu diverse traume, iar altor două le-a fost acordat ajutor medical. Șoferul microbuzului a refuzat să comenteze cele întâmplate și nici martorii nu au prea multe de spus despre cum a ajuns microbuzul în copac. Mergem înainte cu pasageri și la un moment dat am auzit o pălitură și m-a oprit. N-am înțeles singur din ce cauză, s-a ajuns el în copac singur. Da, mă zgrietul acolo, zgrietul. Nici cauză că vor să facă depășire pe dreapta, ori nu știu, n-am înțeles singur. În rezultatul accidentului, la secția de traumatologie a Spitalului Raional Soroc au ajuns 4 pasageri cu diverse traumatisme. Poliția investigează circumstanțele producerii accidentului. Astăzi în țara noastră este sărbătorită Ziua Grăinicerului. Din reportajul ce urmează aflați cum a fost sărbătorită la Soroca, cea de-a 19-a aniversare de la fondarea trupelor de grăinicere ale țării noastre. Ziua Grăinicerului la Soroca este sărbătorită în fiecare an. Tradițional, cei mai buni grăniceri au primit diplome de onoare și au fost avansați la un grad militar superior. Sujentul Turturică să fie grad militar peste o treapte plotănie. Credem noi, militarii, că este un serviciu anevoios și de folos, pe care spune că ce faceți, sunteți puțin, ce păziți, ce nu păziți, dar sunt sigur că astăzi luați serviciul grănicer de pe frontieră și se începe toate problemele și dezastru. Grănicerii au fost felicitați de comisarul de poliție, de comisarul militar și de alți oaspeți prezenți la festivitate. Succes în serviciu, un serviciu ușor și să aveți grijă mereu. De hotare. Pe parcursul mici sunt diferite nuanțe care apar, dar în general toți își îndeplinesc obligațiunile sale. Очень важный день в нашей жизни, один из главных праздников. А то, что подняли в звании, я не ожидала. Мне очень приятно, что отметили. Спасибо большое. И хочу поздравить всех пограничников, всех коллег с этим праздником. Стабильности, мира и легкой службы. Ostașii care își fac serviciul militar în unitatea de grăniceri de la Soroca nu regretă nicio clipă faptul că au ajuns să păzească frontiera țării și îi îndeamnă pe tineri să le urmeze exemplul. Я очень рад, что попал на этот состав служить. Мне нравится. Все, кто хочет служить, пускай служит. Это не так, как говорят другие люди, что это трудно. Да, поначалу трудно, потом привыкаешь. Я хочу сказать большое спасибо товарищу капитану за то, что отпустил меня в отпуск. Все хорошо здесь, кормят хорошо. Gâneaia tot e хорошо. Бывает и расслабон. Serviciul de grăniceri poartă răspundere pentru respectarea convențiilor internaționale și legislația țării privind frontiera de stat. Stimați telespectatori, ați urmărit emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Vă dorim o seară frumoasă alături de SOR TV. La revedere!